Conferința națională Băile Herculane mai mult decât apă a fost inițiată de Asociația Pro Turism Herculane, care a avut scopul de a atrage atenția asupra tuturor calităților pe care zona le are de oferit. La eveniment au participat investitori, hotelieri, operatori în turism și specialiști în domeniul apelor termale. Aceste ape termale, sigur că au atras de-a lungul acelor aproape două milenii de existență a stațiunii, oaspeți atât din țară cât și de peste hotare, și faima lor derivă din efectul terapeutic pe care oamenii cu siguranță că l-au constatat mult timp înainte de a fi fost analizate și recomandate de vreun medic, au constatat pe propria lor sănătate și au botezat aceste izvoare conform celor constatate, baia de picioare, baia de răni, baia de ochi, baia de mădulare. Izvoarele termale sulfuroase sunt comoara Băilor Herculane. Reprezentanții bazelor turistice spun însă că stațiunea are mult mai multe de oferit, iar posibilitățile de relaxare sunt tot mai diverse. În primul rând, stațiunea Băile Herculane este celebră pentru apele miraculoase. Acestea au pus-o pe harta Europei. Însă vrem să arătăm astăzi că stațiunea, prin investițiile care s-au făcut în ultimii ani, are mult mai mult de oferit. Deja avem centre de wellness, de spa, avem zone de relaxare și avem activități care pot atrage și o altă categorie de vârstă și vrem ca toată lumea să știe acest lucru. Tema conferinței este Herculane mai mult decât apă. Încercăm să ne modernizăm pe fiecare zi. Avem centrele wellness pe care le schimbăm și le aducem la zi cu toate dotările. Avem plăcerea de a vă spune că Herculane înseamnă istorie, înseamnă puțin romanță, efectiv. Ați văzut prezentarea de mai devreme a domnului Bălteanu. Și de asemenea avem aici natura care nu se mută și nu pleacă niciunde, cât de întârziați am fi noi cu restructurarea și cu recondiționarea clădirilor. Reprezentanții agențiilor turistice spun că stațiunea se vinde când vine vorba de tratament, dar tinerii încă rămân departe de aceste locuri. Noi deja valorificăm stațiunea Herculane, chiar și acest hotel unde ne aflăm astăzi. Îl vindem destul de bine. Stațiunea Băile Herculane este în topul turiștilor noștri la solicitare pe zona balneo. Însă așteptăm de la stațiunea Herculane o creștere și pe segmentul tineret. Dincolo de investițiile tot mai importante în hoteluri și spații de cazare, când vine vorba de autorități, acestea au cam rămas repetente la capitolul îngrijirea orașului.